venit lângă mine să vă arăt niște prieteni ce vă sunt vouă dragi. Bucureștiul la tribut, ia uite-i, ai noștri. Ce faceți mai copii, colegii de band? Aici... Stai puțin, Vica, tu ești... Irinel, tu ești... Irinel, nu te văd! Bună seara! Vai de mine, nu v-am văzut machiat așa niciodată. Chiar v-am văzut un vlog din București, alături... Da, este... Irinel, la 1-3, 1-3! Este agitație foarte mare aici, lumea este pusă pe fapte mari, lumea deja se pregătește să voteze, Ristei la 1-3, 1-3! Mă aflu alături de mulți prieteni, de fanii lui Ristei, de cea de-a doua familie a lui Florin Ristei, cea din București, și anume de trupa lui Florin. În stânga mea este Alin. Alin, am înțeles că Florin la început nu vrea să participe la X Factor. De ce? El n-a vrut să participe la X Factor pentru că nu considera că avea emoții, nu... Așa. M-am emoționat foarte tare. Așa că eu l-am ajutat. De fapt, toată lumea l-a motivat. Am tras de el și nu mai râde Florine, că avem emoții. Și am mers de mânuță la X Factor. Asta e. Deci las-o. Și va câștiga. Mulțumim, Irinel. Mulțumim colegilor. Foarte mult și bine organizați. Ce norocoși, sunt singurii care sunt într-un bar de până acum, deci pot bea. La 1-3, 1-3. Dacă... Da, am înțeles. Bineînțeles, lumea este și noi gata pentru petrecere aici. Da, vă pupăm, mulțumim tare mult, Irinel, nu te-am văzut machiată și coafată așa, pui să nu te de ochi, vreau să te recunosc. Te salut, mulțumim tare mult. Florin Ristei, alături de Delia Mentor. Stați că nu mă văd de cămașă, măi. Haideți mai în față. Ne scuz, domnule. Ești atât de frumușel că trebuie să te vezi. Să știi că e singurul finalist care în seara asta are un concert, pentru că după ce se termină X Factor, merge direct în tribut, toată gașca îl așteaptă să cânte. De câștigă sau nu? De câștigi, sper că vei cânta gratis. Lasă asta, înainte de povestea cu cântatul, eu am auzit pe filmuleț o treabă interesantă și nu-mi vine decât, în loc de despărțire, să te întreb. Ține-mă, Delia, poate să-ți răspundă la întrebarea asta, doar ea. Mulțumim tare mult! Dar nu v-a trecut de data trecută treaba asta? Ține-mă, Florin Ristei, poate fi votat ușor după ce dăm start vot la 1-3-1-3 cu textul Ristei. Mulțumim, Florin!